Eu vreau astăzi să anunț oficial începerea reparației clădirii președinției aici în centrul Chișinăului. Pentru prima oară, informația privind renovarea președinției a apărut în spațiu public la 19 decembrie 2017, când instituția prezidențială a comunicat că edificiul va fi reparat din banii Republicii Turcia. Potrivit aceleiași surse, inițiativa a venit din partea președintelui Igor Dodon, care a lansat un apel către omologul său turc Recep Tayyip Erdogan. Ulterior, ambasada turce la Chișinău a precizat într-un comunicat de presă că aceasta reprezintă o donație din partea poporului turc pentru poporul Moldovei. Lucrările de renovare vor fi realizate prin intermediul Agenției Turcești de Cooperare și Coordonare. În zilele de 22 și 23 decembrie 2017, aceasta a desfășurat o licitație conform legislației Republicii Turcia, la care ar fi participat 3 companii turcești. Licitația a fost câștigată de compania Sonbai, cu sediul la Ankara. În calitate de administrator al firmei din Republica Moldova figurează Murat Sonbai, cel care pe o rețea socială orientată spre mediul de afaceri figurează drept director general al companiei turcești. Sonbai în sat SRL își are adresa juridică într-un apartament dintr-un edificiu de pe strada Mitropolit Varlam 75 din Chișinău. La evenimentul de deschidere a reparației edificiului prezidențial au fost prezentate mai multe schițe ce ilustrează cum va arata interiorul președinției după renovare. Imaginele arată un hol spațios, bine iluminat în nuanțe aurii. Pe pagina sa web, compania din Turcia, Sonbai Grup, anunță că va repara 25.000 de metri pătrați, contra unei sume de 7,1 milioane de euro sau 147 de milioane de lei. Potrivit datelor de la cadastru, clădirea președinției are o suprafață mult mai mică și constituie 1360 de metri pătrați. De asemenea, pe același teren sunt indicate încă două clădiri administrative cu o suprafață de 817 și 810 metri pătrați. Compania din Turcia mai anunță că proiectul a fost demarat în 2018 și urmează a fi finalizat în același an. La scurt timp după ce presa din Republica Moldova a medetezat suma investiției, de pe site-ul companiei a fost ștearsă informația respectivă, ca mai apoi să fie publicată din nou. Într-o solicitare de informații expediată președinției la 29 ianuarie, Ziarul de Gardă a cerut date despre compania respectivă, despre banii donați de Turcia și despre lucrările de reparație planificate. Răspunsul semnat de Nicolae Posturusu, secretarul general adjunct al șefului statului, denotă că Igor Dodon a acceptat o donație și a medetezat acest fapt fără a ști exact ce urmează să repare compania turcă și cu câți bani. Instituția prezidențială nu dispune de informații privind volumul lucrărilor preconizate și cel al resurselor financiare care vor fi investite în acest scop, dat fiind faptul că lucrările respective se efectuează prin intermediul Agenției Turcești de Cooperare și Coordonare, se arată în răspunsul președinției. Aceeași idee a fost enunțată de către Igor Dodon și la evenimentul de deschidere a reparației edificiului prezidențial. Eu n-am știut prețul până când nu l-ați publicat-o dumneavoastră în mass media. Murat Sonbai, directorul firmei care se ocupă de reparația președinției, a declarat că cheltuielile pentru proiect vor depăși estimările inițiale. Bu konuda benimle ilgili kontratın bedeli, ihale bedelim yaklaşık 7 milyon euro. 10 milyon euro diyoruz biz bunun maliyeti. Pe lângă faptul că clădirea președinției va fi reparată integral din banii Republicii Turcia, aceștia vor mai achiziționa și mobilierul necesar. Atât pentru reparație, cât și pentru mobilă, ceea ce este de asemenea foarte important. Statul nu va cheltui niciun leu. În același context, Igor Dodon a declarat că Turcia nu cere nimic în schimbul acestei donații. Eu, atunci când am discutat cu domnul Erdogan în luna mai 2017 la Istanbul și am avut o discuție destul de bună, prietenoasă, noi din partea lor nu am auzit nicio condiție. Ve Türklerin yaptığı dostluk karşılığı yaptığı yardımlarda da hiçbir şekilde karşılık beklenmez. Bizim üslubumuz bu değil. Inițial, Igor Dodon a declarat că edificiul urmează să fie dat în exploatare în cadrul vizitei oficiale a președintelui Erdogan la Chișinău, care va fi efectuată la invitația președintelui Republicii Moldova și este preconizată pentru luna mai curent. Însă, vizita lui Erdogan a fost amânată pentru o altă zi de importanță majoră pentru Republica Moldova, ziua independenței. Preconizăm și sperăm foarte mult că lucrările de reparație se vor finaliza în luna august. Astfel, vreau și cu această ocazie să invit oficial pe domnul Erdogan pentru a inaugura această clădire, pentru a finaliza reparația la sfârșitul lunii august. Sper foarte mult că dumnealui va accepta
pentru data de 27 august, ziua independenței. Contactat de ziarul de gardă, analistul politic Anatol Țăranu a declarat că nu este normal ca reparația principalului sediu al principalei instituții de stat să se facă pe bani străini. Faptul că el se preocupă de reparația președinției este absolut firesc. Este o instituție de stat, el reprezintă această instituție și e normal că face acest lucru. Este nenormal că reparația principalei instituții de stat se face pe bani străini, asta deja depășește orice limită. Domnul pur și simplu nu își închipuie ce înseamnă să fie președintea unei țări și care este de fapt demnitatea unei țări care face reparații principalului său edificiu pe bani străini. Asta depășește orice limită. În condițiile când nu există transparență și președintele nu dă explicațiile respective, am putea să credem că interesele Republicii Moldova sunt într-un fel puse la mizat. Într-un răspuns la o solicitare de informație expediată ziarului de gardă, secretarul general adjunct al guvernului, Mihail Casapu, a precizat că în anii 2009-2010 la clădirea președinției au fost efectuate lucrări de reparație capitală în valoare de 106 milioane de lei. Acești bani ar fi fost cheltuiți pentru reparația acoperișului, fațadelor, pereților despărțitori și șapei pentru pardoseli. Parțial, susține secretarul general adjunct al guvernului, au fost placate suprafețele în interior și exterior și realizate rețelele electrotehnice interioare. Lucrările au fost stopate din lipsă de bani, susține reprezentantul guvernului, precizând că nu au fost reevaluate sumele necesare pentru finisarea edificiului.